Da, bun venit la ședința de astăzi. Cu ocazia care voi da citire convocatorului de ședință. În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 și articolul 134 aliniatul 1 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, numărul 400 din 22.07.2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești, ce va avea loc în ziua de vineri 29.07.2022, cu prezență fizică sau prin mijloace electronice, începând cu ora 14, ședința pe comisie, și cu ora 14.30, ședința în plen. În sala de ședință a primăriei orașului Dărmănești, având pe proiectul ordine de zi următoarele puncte. La punctul 1. Vom supune aprobării aprobarea proiectului ordine de zi a ședinței ordinare din 29.07.2022. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? Deci 17 voturi a fost aprobat ordinea de zi. Da. La punctul 2 vom supune aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2022. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? Nu cred că nici din online, nu? Toată lumea pentru. Da. La punctul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 25.07.2022. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva. Punctul 4. La punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, construire și dotare dispensar în orașul Dărmănești, strada Dumbravei, județul Bacău, a fazelor de proiectare, nota conceptuală, tema de proiectare și aprobarea întocmirii documentației tehnice economice, faza studiu de fezabilitate, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Proiectul a fost supus avizării în ședința pe comisii, privind aviz favorabil din partea Comisiei Juridice și Comisiei Buget Finanțe. Domnul primar? Câteva precizări am să fac. Da, este vorba de un obiectiv de investiții nou, construire și dotare dispensară în orașul Dărmănești, în strada Dumbravei. Finanțarea este asigurată prin Compania Națională de Investiții. Este un proiect la care inițial a mers pe reabilitare și dotare dispensar vechi. În urma expertizelor făcute de specialiști s-a recomandat construirea unui dispensar nou. Ca atare am făcut solicitare la Compania Națională de Investiții să se modifice în lista sinteză denumirea de reabilitare și dotare în construire și dotare, dispensar în orașul Dărmănești. Am obținut aprobare pentru, prin ordin de ministru, pentru obiectivul de investiții, construire și dotare, dispensar în orașul Dărmănești. Ca atare, astăzi parcurgem o primă fază de a aproba obiectivul, notă, temă conceptuală și de a începe acel studiu de fezabilitate aferent noului obiectiv de investiții. După ce vom avea studiul de fezabilitate, cu siguranță vom veni în Consiliul Local, aprobăm indicatori de viz general și așa mai departe și vom încărca în platforma electronică datele pe care le vom avea. Dacă sunt întrebări, dacă nu, o supuneți la vot. Deci, cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind construirea și dotarea dispensarului? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? Unanimitate. Deci, în unanimitate, proiectul a fost aprobat. La punctul 5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de recepție a lucrărilor de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor de pe raza OAT Dărmănești, județul Bacău. De asemenea, proiectul a fost supus avizării în cadrul ședințelor pe comisii, privind aviz favorabil din partea Comisiei Juridice și Comisiei de Urbanism.
inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Vă rog, domnul primar. Câteva precizări aș vrea să fac și aici. UAT Oraș Dărmănești are în proprietate peste 1300 de hectare de pășune în domeniul privat. Această pășune este concesionată crescătorilor de animale de pe raza orașului Dărmănești. Avem peste 100 de contracte de concesiune încheiate cu crescătorii de animale. Avem și un amenajament silvopastoral și sigur că în acele contracte de concesiune fiecare concesionar are obligații de a întreține și de a îmbunătăți pajiștea pe care o are în concesiune. Pentru a verifica modul în care crescătorii de animale duc la îndeplinire această obligație, în cadrul Consiliului Local am propus constituirea unor comisii de recepție a lucrărilor de întreținere și de îmbunătățire a pajiștilor, formate din 5 membri, 3 membri în fiecare comisie, câte 3 membri din cadrul Consiliului Local și 2 membri nominalizați prin dispoziția primarului. Am constituit pe raza orașului 3 astfel de comisii. Fiecare comisie are în atribuții recepție a lucrărilor pe anumite loturi de pășune. Spuneam că sunt 3 comisii pentru că avem o suprafață mare de pășune. Fiecare comisie are în medie 700 de hectare de verificat. În ședința pe comisii am stabilit componența fiecărei comisii, care sunt cei 3 colegi consilieri locali nominalizați în fiecare comisie și practic pe fiecare comisie avem din partea Consiliului Local comisia numărul 1, domnul consilier Gheorghiță Chiper, domnul Manea Ilie și domnul Cotfas Mihai, comisia numărul 1. Comisia numărul 2, Stoica Adriana, Balaș Constantin și domnul Milea Fănel. Comisia numărul 3, domnul Alexa, doamna Nicodim și domnul Stănuleț. Cei 2 nominalizați din partea aparatului de specialitate a primarului vor urma să fie stabiliți prin dispoziție de primar și sigur că vor pune la dispoziția comisiilor tot ce ține de partea de secretariat, informații, date din amenajamentul silvopastoral și așa mai departe. Dacă sunt întrebări, dacă nu, supuneți la vot. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind comisiile de recepție. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă? Unanimitate, proiectul a fost aprobat. Deci, la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al asistenților personali, care se aplică începând cu data de 1 august 2022. De asemenea, proiectul a fost supus analizei în cadrul comisiilor ședințe pe comisii, privind aviz favorabil din partea celor 3 comisii, juridic, urbanism și buget finanțe. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Vă rog, domn primar, dacă... Voi încerca pe scurt și aici. Este un proiect de hotărâre care încearcă să, eu știu, răspundă nevoilor actuale ale cetățenilor și angajaților. Pe de altă parte, mă refer aici în special la evoluția prețurilor din ultima perioadă. Salariile au rămas mult în urmă și ne confruntăm cu aproape imposibilitatea de a ne achita ca familii, ca angajați, toate dările față de stat, pe de o parte, față de utilități, coșul zilnic și așa mai departe. În urma discuțiilor avute în cadrul cu angajații din cadrul primăriei orașului Dărmănești, am avut o negociere, am încercat cumva să răspundem măcar parțial la nevoile pe care le au și începând cu 1-8-2022, atât la funcțiile publice cât și la funcțiile contractuale, vom ajusta salariile în sensul de a le crește în măsura putințelor pe care le avem astăzi.
Vreau să vă spun că, așa cum am discutat și cu angajații, sigur că, pe de o parte, fiecare trebuie să înțelegem că salariile sunt plătite din taxele și impozitele pe care le încasăm de la cetățeni. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de salariile care sunt pe piața muncii în zona noastră și în localitățile limitrofe. Trebuie să ținem cont de faptul că avem niște investiții în derulare și ele trebuie finanțate în mod obligatoriu, dar am încercat noi să găsim un echilibru și de la 1 august propunem o creștere salarială atât la funcțiile publice cât și la personalul contractual în limita, zic eu, echilibrului financiar pe care l-am gândit. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot aprobarea proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă sau se abține? Unanimitate, proiectul a fost aprobat. Deci, la punctul numărul 7, proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului Dărmănes a unui număr de 11 loturi teren situate în intravilanul și extravilanul orașului Dărmănești. De asemenea, proiectul a fost supus avizării în cadrul ședințelor pe comisii, privind aviz favorabil din partea Comisiei Juridice, Urbanism și Buget Finanțe, inițiator al proiectului domnul primar al orașului Dărmănești. Domnul primar, dacă... Da, sunt câteva loturi pe care, mai exact 11, le... Astăzi le propun spre a testa apartenența la domeniul privat al orașului Dărmănești. Aceste terenuri, în marea lor majoritate, sunt concesionate sau închiriate din anii anteriori. Avem solicitări pentru prelungirea contractelor de concesiune. O parte din, sau pe o parte din aceste, dintre aceste terenuri sunt construite case, au fost loturi date tinerilor căsătoriți. Noua legislație prevede intabularea acestor suprafețe de teren și pentru a le putea intabula, noi facem astăzi prin acest proiect de hotărâre apartenența la domeniul privat al orașului Dărmănești, le intabulăm, după care în funcție de situație, fie le prelungim contractele de concesiune, de închiriere, pentru cele care nu sunt astăzi închiriate, le vom parcurge procedura de licitație sau acolo unde sunt terenuri care, pe care sunt construite case de mai mulți ani, vom iniția o procedură după intabulare de vânzare către proprietari. Deci este un prim lot de 11 terenuri. În perioada următoare vom mai veni cu alte proiecte de hotărâre care au același scop de apartenență la domeniul privat. Avem peste 100 de contracte de concesiune, în special pe care au fost construite case, care nu sunt intabulate și care vrem să le aducem la zi. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem aprobării proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Dacă se abține sau este cineva împotrivă, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 1 avem 8, avem diverse. Cine dorește să... Una diversă, câteva precizări. În primul rând, duminică 31 iulie are loc sfințirea bisericii din cartierul Păgubeni. Invit pe toți cetățenii, fie din Dărmănești, din localitățile învecinate, să participe. Vom avea un sobor de preoți prezent acolo, un alt preasfințitul Ioachim va fi prezent. Deci toți cei care vor să trăiască un moment de, eu știu, rugăciune alături de comunitatea din cartierul Păgubeni sunt invitați. Dacă mai aveți și alte întrebări, dacă nu, mulțumesc. Declarăm ședința închisă. Zi frumoasă. Mulțumesc.